Enigma Otilie este un roman scris de George Călinescu și publicat în 1938. George Călinescu a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, poet, dramaturg și academician român. Acțiunea romanului Enigma Otiliei începe în anul 1909, în București, și vrea să fie o frescă realistă a familiei burgheze citadine de la începutul secolului 20. Enigma Otiliei este un roman. Romanul este o specie a genului epic, de mare întindere, cu mai multe personaje principale, conflicte și planuri narrative. Enigma Otiliei este un roman realist, obiectiv, de factură balzaciană, cu elemente moderniste. Este un roman realist, deoarece este situat cu exactitate în timp și spațiu, evenimentele sunt prezentate veridic într-o succesiune lineară și este folosită tehnica detaliului. Este un roman obiectiv pentru că este relatat la persoana a treia și pentru că are narator omniscient, adică unul care știe mai mult decât personajele sale, și omniprezent, adică unul care direcționează evoluția personajelor ca un regizor. Este un roman de factură balzaciană, după prozatorul realist francez Honoré de Balzac. Utilizează motive literare specific balzaciene, motivul moștenirii, al paternității, relațiile familiale conflictuale și degradate. Utilizează tehnici balzaciene de descriere a spațiilor, arhitectura și interiorul caselor și a mediului social, averea, profesia, statutul marital. Acestea sunt în directă legătură cu personajele, adică personajele ne sunt prezentate din exterior spre interior și descrierea mediului din care fac parte anticipează și reflectă caracterele lor. Romanul conține și elemente moderniste, precum cadrul urban de la început de secol 20, introducerea narațiunea unei secvențe tipice genului dramatic, jocul de cărți de la căpătâiul lui Moș Costache care agoniza, și modul relativist în care este descrisă Otilia, din perspectivele mai multor personaje. Anul 1938, când apare romanul Enigma Otiliei, este și anul în care în România sunt promulgate o serie de legi antievreiești de către guvernul de extremă dreaptă Goga Cuza. Așa începe, în mod oficial, prigoana evreilor. Climatul naționalist, antisemit și rasist a culminat cu Holocaustul evreilor și romilor, organizat de guvernul fascist Antoneștian, unde au fost exterminați sute de mii de evrei și romi. Prin Enigma Otiliei, George Călinescu își propune să ilustreze practic concepția sa teoretică și critică despre roman, una văzută în epocă drept conservatoare, fiindcă acesta preferă romanul realist clasic și se poziționează în opoziție cu stilurile moderniste explorate în proza românească de atunci. George Călinescu scria: "Modernismul românesc este o mișcare evrească, evreul având o mare impertinență și un nihilism radical, o ură pentru tot ce e tradiție și o libidine desfrânată." Putem observa că poziția scriitorului împotriva modernismului în literatură și predilecția sa pentru o formă clasică de roman este direct legată de opiniile sale antisemite. Astfel, acesta contribuie discursiv, din poziția sa de intelectual respectat în epocă, la același climat de ură împotriva evreilor. În prezent, adevărul istoric despre Holocaustul românesc este puțin studiat în școli, iar opiniile antisemite ale scriitorilor canonici, precum cea de mai sus, nu sunt analizate riguros când se vorbește despre biografia acestora la lecțiile de română. În majoritatea cazurilor, aceste detalii biografice sunt trecute cu vederea. Structura. Romanul Enigma Otiliei este compus din 20 de capitole și este structurat pe două mari planuri narrative. Un plan urmărește soarta tânărului student Felix Sima și a Otiliei Mărculescu, iar celălalt plan, averea lui Costache Giurgiuveanu și toate încercările familiei Tulea de a o moșteni. Tema romanului este viața burgheziei bucureștene de la începutul secolului 20, cu accent pe motivul moștenirii, paternității și pe relațiile de familie degradate din cauza zgârceniei, lăcomiei și avariției tipic burgheze. Despre titlul romanului său, George Călinescu scrie: "Romanul nu este o dezvoltare a titlului, ci titlul este un nume de ordine, pus în umbră, cum se obișnuiește. Otilia, cei inteligenți vor fi observat,
nu e personajul principal. Voisem să numesc cartea Părinții Otiliei, dar editorului s-a părut mai sonor titlul Enigma Otiliei. Puteam să-i zicem Războiul Chino-Japonez. Ei, și ce-i cu asta? Așadar, titlul inițial era unul care sugera tema principală a romanului, iar titlul actual a fost considerat mai atractiv din cauza că reiterează stereotipul misterului feminin, un motiv atot prezent în această carte și, în general, în literatura canonică română. Subiectul. Felix Sima, un tânăr de 18 ani, rămas orfan, ajunge în casa unchiului său, Costache Giurgiuveanu. Costache are o fică vitregă, Otilia, pe care însă n-a adoptat-o legal. Costache are și o soră, pe Aglae, căsătorită cu Simion. Împreună cu copiii lor, Olimpia, Aurica și Titi, și cu stănică Rațiu, soțul Olimpiei, ei formează clanul Tulea, care urmărește averea lui Moș Costache. Un alt personaj important este și Leonida Pascalopol, un moșier de viță nobilă, prieten cu Moș Costache, prezent constant în casa acestuia din cauza sentimentelor sale ambigue pentru Otilia. Costache o iubește pe Otilia, dar e zgârcit și amână adopția. Vrea să-i construiască o casă din resturile de la demolări pe care le adună. Otilia e pusă încă din copilărie în situații umilitoare din cauza zgârceniei tatălui. Nevoia eroinei de a căuta siguranță financiară în altă parte, așa se explică. La început de secol 20, femeile erau în mod direct dependente de bărbați. Fie ei soți, unchi, tați, protectori și alții. Familia Tulea și stănică Rațiu încearcă să obțină moștenirea bătrânului și o văd pe Otilia ca pe o parvenită rivală, chiar dacă averea lui Costache e rămasă, în mare parte, chiar de la mama biologică a Otiliei. Felix și Otilia se îndrăgostesc. Ambii sunt orfani, au un viitor incert, sunt apropiați ca vârstă și studenți. El la medicină, ea la conservator. Abia în finalul romanului se decide destinele personajelor. Stănică îi fură toți banii lui Moș Costache de sub saltea, iar acesta din urmă moare din cauza șocului. Aglae moștenește averea bătrânului și o dă afară din casă pe Otilia, pe care Moș Costache nu a adoptat-o legal și nici nu i-a lăsat nimic prin testament. Otilia se căsătorește în străinătate cu Leonida Pascalopol, după care divorțează și se recăsătorește cu un conte. Felix ajunge profesor universitar, autor de tratate de medicină și medic prestigios, căsătorit într-un chip care se cheamă Strălucit. Caracterizarea Otiliei Mărculescu. Otilia este fica vitregă, rămasă orfană de mamă, a lui Costache Giurgiuveanu. Este inteligentă, citită, artistă, iubitoare și grijolie în relație cu tatăl său zgârcit, iertătoare față de toate jignirile primite de la familia Tulea. Aglae și Aurica o numesc constant, stricată, destrăbălată, fără căpătâi, atât din răutate și din invidie, cât și din dorința de a o separa constant de familia lor pentru a primi ele moștenirea. Pe când lui Felix îi cunoaștem întreaga complexitate a lumii interioare și rămânem alături de el în această călătorie de formare individuală, pe Otilia o cunoaște mai degrabă prin prisma comportamentelor ei cu bărbații, din atitudinea față de tatăl ei și din părerile familiei Tulea despre ea. Cu toate că și ea este o tânără cultă, rafinată, talentată, nu avem șansa să participăm la evoluția ei profesională și intelectuală, nici să-i cunoaștem cu adevărat gândurile, credințele și emoțiile. Naratorul ne arată că singurul ei rost în viață este să jongleze cu pretendenții amoroși, să le creeze acestora rivalități, gelozii și confuzii sentimentale și să-și mențină presupusul mister. Și părerea lui Felix, dar și a naratorului comentator despre Otilia, oscilează constant între fata copilăroasă și inocentă, femeia matură și lucidă cu bun simț și fata ușuratică, iubitoare de lux. Astfel, firea Otiliei pare că se schimbă în ochii privitorului cu aceeași putere ca anotimpurile. Otilia părea că știe multe și intimida pe orice bărbat, iritând pe femei, care în genere dușmănesc pe orice femeie independentă față de bărbat. Felix vedea în Otilia o fată cu bun simț exagerat, dar nu era așa. Otilia era ușuratică, iubitoare. Otilia era o râzgâiată conștientă de vițiul ei, care se simțea bine când o protejau oamenii delicați ca Pascalopol.
Toate aceste oscilații sunt definiții ale confuziei, indeciziei și iraționalității totale ale personajului, existente în carte cu scopul de a arăta misterul sufletului feminin, așa cum îl vedea George Călinescu în anul 1938. Ca să completeze tabloul, spre finalul cărții, Otilia confirmă această teorie, reiterând o serie de afirmații generalizatoare și sexiste cu privire la femei. O fată admiră un tânăr cu gânduri serioase, dar se obosește și adesea preferă oamenii mediocri. Noi, fetele Felix, suntem mediocre, iremediabil mediocre. Pentru o fată, reușita în viață nu e o chestiune de studiu și de energie. Admiri inteligența și voința ta de bărbat, dar astea nu sunt bune și pentru o femeie. Rostul femeii este să placă. În afară de asta, nu poate fi fericire. Știu că o femeie ignorată de bărbat e un monstru. Singura noastră formă de inteligență, mai mult de instinct, e să nu pierdem cei câțiva ani de existență, vreo 10 cel mult. Noi nu trăim decât 5-6 ani. Cu aceste cuvinte spuse chiar de ea, narațiunea ne-o prezintă pe Otilia ca fiind mulțumită de poziția sa inferioară bărbatului. Dar în prezent putem considera această viziune ca fiind anacronică. În felul în care eroina este prezentată și în felul în care aceasta se autodefinește în roman, recunoaștem un model de gândire patriarhală. Patriarhatul este organizarea socială, politică și ideologică, în care bărbații dețin majoritar puterea, au rolurile predominante de lideri politici, dețin privilegii sociale și economice și sunt autorități morale. Începutul secolului 20, respectiv anul 1909, în care Călinescu situează acțiunea romanului Enigma Otiliei, era o perioadă în care femeile erau lipsite de drepturi civile și politice. Conform codului civil din 1865, femeile aveau un statut asemănător minorilor și persoanelor cu incapacități mentale. Acestea erau inferiorizate din punct de vedere politic, social și economic. Nu puteau încheia acte fără acceptul soțului sau al justiției. Nu puteau să-și gestioneze propriile venituri. Își pierdeau cetățenia dacă se căsătoreau cu un bărbat străin. Nu puteau urmări un bărbat pentru pensie alimentară. Nu puteau să fie tutore. Trebuiau să locuiască în domiciliul stabilit de soț. Nu aveau drept de vot și multe altele. Așadar, Otilia trăiește într-o societate patriarhală în care orice ar fi făcut o femeie, în orice domeniu al vieții, oricum rămânea inferioară bărbatului. De aici putem deduce trei lucruri. 1. Opiniile ei cu privire la rostul femeii nu sunt decât o internalizare a opiniei generale despre femei în societatea patriarhală. 2. Căsătoria ei cu Pascalopol nu este decât o adaptare la societatea patriarhală, în care femeile nu aveau nicio posibilitate de independență profesională și financiară. Așadar, singurul mod în care aceasta putea trăi concomitent siguranța financiară, respectabilitatea socială și un tip de libertate, în care, de exemplu, să-și poată explora interesele, era sub protecția unui bărbat bogat. 3. Cu toate că naratorul este omniscient, omniprezent și obiectiv, acesta este creat de un autor care făcea parte dintr-un context social și istoric plin de prejudecăți sexiste, care se transferă și în roman și nu sunt contracarate niciunde. Sexismul se manifestă atunci când despre femei se vorbește la general, ca despre o categorie uniformă de oameni care ar avea o esență anume, folosită drept argument pentru a le desconsidera și menține în inferioritate. Aceste câteva fragmente din diferite părți ale romanului ilustrează exemplar această ipoteză. Felix rămase cu convingerea și mai întipărită că femeia e o ființă slabă, victima fiziologiei ei, orientabilă după bărbat, care trebuie să o ocrotească și să împrumute personalitatea lui. Sau, da, decretă stănică, numesc deșteaptă o femeie care sucește capul bărbaților. Ăsta e rostul femeii. Tot stănică zice, femeia, asta e discordia lumii. Weissmann, prietenul lui Felix, zice, femeia e numai sexualitate, pe când bărbatul e sexual numai temporar. La ea, sexualitatea e întinsă pe tot corpul. Și mai zice, câțiva ani, până la 30 de ani cel mult, când femeia are încă nevoi sexuale, nevasta e o ființă care poate fi grațioasă și supusă. Apoi,
femeia, contrar credinței comune, devine frigidă și autoritară. Cei mai mulți bărbați așa ziși de acțiune nu sunt decât involuntare victime ale neveselor ajunse la vârsta când femeilor le cresc mustăți și păr pe picioare, semn al regresiunii secreților interne. Stănică se gândește ca la un obiect la nepoata lui de 16 ani, pe care o ține în brațe în trăsură și o pipăie. O agresiune sexuală pedofilă, bagatelizată de autor, descrisă cu mult umor și integrată cu ușurință în ridicolul personajului Stănică. O fetiță, o scârbă, gândi el. Și ce șolduri, ce talie! Domnișoară de măritat în regulă. Serie nouă. Așa e când huzurești. Hrănite bine, plimbate, cum să nu crească? Chiar și aristocratul Leonida Paskalopol își exprimă o opinie cu privire la femei, de data aceasta una clasistă. Femeia de jos are o capacitate de afecțiune redusă. E femeia tip, de structură normală, care nu poate fi ocupată decât de un singur sentiment deodată. O mamă din popor nu-și poate iubi și bărbatul și copiii. Emotivitatea, delicatețea sufletească, astea sunt produse ale inteligenței, sunt complicațiuni superioare. Și putem să încheiem cu finalul romanului, când Felix vede o poză cu Otilia alături de soțul ei. Femeia era frumoasă, cu linii fine, dar nu era Otilia. Un aer de platitudine feminină stingea totul. Aceste stereotipuri despre femei, reiterate la nesfârșit în roman, sunt de o violență misogină cruntă și nu sunt contracarate cu nimic. Fapt ce ne poate spune doar că obiectivitatea naratorului este de fapt o viziune patriarhală și misogină asupra lumii. O părere din același registru de generalizare și mistificare despre femei are scriitorul George Călinescu când scrie despre personajele create de el însuși. Iraționalitatea Otiliei supără mintea clară, raționalistă a lui Felix. Se pare că fetele nu iubesc în chip necesar pe tinerii de vârsta lor și că bărbații în etate exercită asupra lor un curios imperiu. Această criză a tinereții lui Felix, pus pentru întâia oară față în față cu absurditatea sufletului unei fete, aceasta este enigma. Enigma Otiliei prezintă o viziune patriarhală și misogină asupra lumii, drept obiectivitate și adevăr general valabil. În studiul la clasă al romanului este esențială contextualizarea, discuția despre situația social-politică a femeilor și despre lentila patriarhală prin care sunt văzute personajele feminine. Aceasta este singura cale prin care prejudecățile despre femei nu vor fi luate ca atare de către elevi și eleve. În concluzie, putem observa cum și faimosul critic literar român Nicolae Manolescu pune la îndoială obiectivitatea și realismul din Enigma Otiliei. Autorul Enigmei Otiliei nu ascundea că preferă formula lui Balzac, considerată obiectivă, celei prustiene, considerată impresionistă. Dar mai este Enigma Otiliei acel clasic roman realist pe care îl dorește autorul lui? Ori măcar o creație obiectivă?